se pare o idee bună și ai de gust să te implici? Nu știu, momentan nu, poate pe viitor, da. Ce vârstă ai? Eu n-am să-și fac 15. 15 ani? Da. Foarte ok să te implici în chestii de genul de la vârsta aceasta. Deci te ajută foarte mult. Vreau să socializezi, să cunoști oameni. Tinerii socialdemocrați au dorit să marcheze prin gestul lor Ziua Internațională a Tineretului. Au stat de vorbă cu majoritatea tinerilor pe care i-au întâlnit, discuțiile având ca scop conștientizarea celor de o vârstă cu ei cu privire la importanța activităților de voluntariat. 12 august este Ziua Internațională a Tineretului și noi încercăm să motivăm tinerii să se implice în acțiuni, care de voluntariat. Suntem tineri și trebuie să ne implicăm în cât mai multe acțiuni de gen, pentru că deciziile care se ia atât la nivel local cât și central ne afectează și prezentul și viitorul. Membrii filialei de tineret a Partidului Social Democrat din Măghedinți au în tot acest timp susținerea permanentă a seniorilor filialei din județ a Partidului Social Democrat. Împărțim niște flyere și sperăm ca să aducem tinerii spre voluntariat, spre diverse acțiuni care le organizăm. Încercăm lunar, avem sprijinul actualei puteri care este la primărie, la colegii noștri mai mari, de la seniori, de la diverse instituții. Noi facem parte din tineret și trebuie să arătăm celor din jur că, într-adevăr, trebuie să facem ceva pentru noi și să transmitem un mesaj tuturor care sunt în jurul nostru că cel mai important lucru suntem noi, tinerii. Tineretul reprezintă viitorul. Tineretul reprezintă însăși viitorul. Informațiile din pliantele pe care tinerii le-au primit nu au trecut neobservate de către aceștia. Iată care este viziunea unuia dintre ei cu privire la voluntariat. Practic, tineretul, cum pot să spun, se manifestă prin voluntariat pentru puterea tineretului. Acțiunile desfășurate cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului au continuat și în alte zone ale orașului, una dintre acestea fiind și zona de promenadă Crișan.